manifestat pașnic acum. Ei au cerut autorităților să oprească circulația în această zonă pentru că este dreptul lor să protesteze aici și pentru că ei cred că de aici se va produce schimbarea. Cu toate acestea, autoritățile au pornit circulația în zonă, fapt care a stârnit furia oamenilor de aici. Încă o dată ei cer ca circulația în această zonă să fie oprită pentru că este dreptul lor să protesteze în locul unde a căzut comunismul în 89. Aceste informații și Florentina Ilie este în zona pieții universității. Reau acest lucru pentru că este important să localizăm unde sunt diversele tabere. Mergem la Simona Boțoc, ce este în zona pieții Unirii, acolo unde au loc ciocnirile. Simona, te ascult. Așa este, un jandarm a fost rănit, care a fost lovit de unul dintre protestatari. Încă unul a fost dus chiar în acest moment către o ancă specială de jandarmi. Colegii lor așteaptă să vină ambulanțe care să le acorde primul ajutor. Unul dintre jandarmi era inconștient, a fost luat pe sus de colegii lui pentru că în momentul în care a fost lovit a căzut la pământ. În continuare sunt copii violente aici, chiar în acest moment mai multe jandarmi se ciocnesc cu protestatarii furioși, se bat cu pietre, practic este o adevărată luptă de stradă. Protestatarii nu renunță și toate străzile de aici din centrul capitalei sunt pline de protestatari furioși. Jandarmii par a fi depășiți. Din nou mulțimea furioasă s-a dus înspre Piața Unirii, acolo unde și mai devreme au fost ciocniți. Și cum vă spuneam, absolut toate străduțele din centrul capitalei sunt împânzite de protestatari furioși care aruncă cu pietre și distrugă tot ce le iese în cale. Practic toate gardurile de protecție de pe bulevardul care face legătura dintre Piața Universității și Piața Unirii au fost smulse din pământ și sunt împrăștiate pe șosele. De asemenea, tot acest perimetru arată ca un teatru de război. Sunt focuri, sunt fumigene, sunt bucăți mari din pavaj care au fost rupte și aruncate în cordoanele de jandarmi. Iată că în acest moment văd și ambulanțele care au venit aici, cel mai probabil să le acorde primul ajutor jandarmilor răniți. Cel mai probabil este vorba despre doi, așa cum vă spuneam, cel puțin doi am văzut noi care au fost ajutați de colegii lor să iasă din ambucată. De altfel, vă spuneam puțin mai devreme, unul dintre acești jandarmi a fost luat pe sus pentru că s-a pierdut în ascunsă. Mulțumesc. Din nou colegul meu va arată dacă se vede un cordon de jandarmi care încearcă să țină piept unor protestatari furioși care aruncă necontenit cu bucăți mari din pavaj, cu ciment înspre jandarmi. Mulțumesc, Simona. Mergem la Petre Nechita. Înțeleg că Petre este în zona Sfântul Gheorghe, în zona Sfântul Gheorghe, acolo unde se face o baricadă. Aș vrea să vedem ce se, de fapt să auzim, că în momentul de față puteți vedea pe camera din stânga înspre zona Pieții Unirii, în fereastra din stânga în zona Pieții Unirii și în zona de, în fereastra din dreapta, Piața Universității. Petre, ce se întâmplă la tine în zona Sfântul Gheorghe dintre Piața Unirii și Universitate? Bună seara, exact, suntem la jumătate distanță dintre Universitate și Unirii și aici se dau lupte grele între protestatari și jandarmi. Cordonul de jandarmi a înaintat destul de mult în ultimele minute. Vă spuneam și mai devreme că s-au folosit cantități uriașe de gaze lacrimogene. Cred că sunt aproximativ 200-300 de jandarmi postați într-un cordon în apropiere de Biserica Sfântul Gheorghe, care încearcă să împingă pe oameni înapoi spre Piața Unirii. Din păcate și în zona Unirii se dau lupte grele. Practic tot centrul capitalei este un adevărat focar de conflict. În acest moment protestatarii încearcă să rupă acel gard din metal care separă sensurile de mers și vor în acest fel să creeze o baricadă pentru a împiedica înaintarea jandarmilor. În ultimele minute raportul de forțe s-a schimbat foarte mult, au înaintat protestatarii, jandarmii au fost nevoiți să se retragă, au efectuat acea manevră de dezangajare, au revenit spre Piața Universității, s-au regrupat acolo, după care au pornit din nou contraofensiva, au lansat grenade și gaze lacrimogene înspre protestatari. Noi suntem acum în mijlocul protestatarilor în aceste momente.
care au fost serios loviți de, de jandar. Vă spuneam că s-au folosit cantități industriale de gaze lacrimogene. Tinerii care sunt în această zonă spun că au fost loviți de către, de către jandarmi. Văd în aceste momente cordonul de jandarmi care s-a oprit undeva în apropiere de Biserica Sfântul Gheorghe. Continuă jandarmii să lanseze grenade și gaze lacrimogene în, în, înspre direcția noastră, înspre direcția în care se află protestatarii. Practic suntem prinși între Ciocan și Nicovală până la un moment, pentru că sunt probleme și în zona Unirii, sunt probleme și înspre Universitate. În aceste momente se încearcă ridicarea unei baricade pentru a împiedica avansarea jandarmilor. Aflu că doi jandarmi sunt răniți, unul este rănit foarte grav, înțeleg că este inconștient. Simona Boțog este în acea zonă. Ce s-a întâmplat, Simona? Simona, mă auzi? Din nou sunt altercații aici între piața Universității și piața Unirii. Practic, două persoane au fost rănite. Este vorba despre doi jandarmi care au fost luați pe sus de colegii lor după ce au fost loviți de pietre. Sunt în continuare aici foarte mulți protestatari nervoși și scăpați de sub control, care aprind posturi de gunoi și care aruncă în continuu cu pietre și bucăți de pavaj. La o aruncătură de bățe, la doar câteva zeci de metri, se aud ceilalți protestatari, cei din piața Universității, care continuă să scandeze și care cer în continuare demisia lui Băsescu. Practic, ceea ce se întâmplă aici nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în piața Universității. Acolo oamenii doar strigă păsuri, pe când aici sunt adevărate scene dramatice, scene de război. Practic, jandarmii nu fac altceva decât cel puțin încearcă să îi țină sub control pe protestatarii care parcă au scăpat de sub control. S-au dat cu foarte multe gaze lacrimogene, aerul este aproape irrespirabil în această zonă și este cu adevărat periculos să fie aici, pentru că, repet, vin pietre din absolut toate părțile. Cum de s-a ajuns la o astfel de situație? Are cineva, vă explicați, în afară de faptul că există cineva care are... Care regizează. Cauza este politică și protestul este politic și am văzut schița unui program politic în piața Universității, în piața Unirii, unde se bat cu jandarmi. Acolo oamenii au făcut niște revendicări în sensul unui program politic, alegeri anticipate. Politic, da, bineînțeles, iar soluția nu poate să fie decât politică. Faptul că se adună oamenii și protestează civilizat într-o parte, iar în partea cealaltă vin tot felul de dornici de bătaie, e cu totul altceva. Există două posibilități. S-a întâmplat fenomenul Londra. Destul de bine pusă la punct, lucru care nu m-ar surprinde deloc. Ori pur și simplu sunt două feluri de protest, fiecare în legătură cu gradul de inteligență al protestatarului. Dacă mie mi se pare că au reușit să maculeze intenționat o manifestație de protest foarte frumoasă. Tocmai comentam cu colegul și prietenul meu, Mircea Diaconu, faptul că eu am participat la Revoluția de acum 22 de ani și nu se compară violența de acum cu cea de atunci. Adică acum este violență, atunci nu era. Și vreau să spun că provocatorii au fost și atunci și acum sunt, da. Dar nu am văzut atâția milițieni câți jandarmi văd acum. Da, dar îi vedeți degeaba. Da, hai să Iar eu cred că totul este, iertați-mă, doamnă, cred că motivația acestor represalii, ca să le spunem așa, este banul. În 89 nu a fost vorba de bani. Acum este vorba de foarte mulți bani pe care îi pierd ticăloșii care sunt la conducere. Hai să ne întrebăm cui îi folosește, ca să aflăm totuși, să încercăm să aflăm de ce sunt acești uzlași. Păi cui îi folosește? Guvernării. În momentul în care ar fi un protest pașnic, ar veni oameni înzeciți sau însutiți. Cum a zis dumneavoastră, au plecat, au vrut să plece 800-1000 de studenți, s-au dus numai 300 de frică să nu pățească ceva. Orice om normal, când vede ceea ce se întâmplă acolo, zice mai bine stau acasă. Și atunci... decât să iasă 1 milion de oameni și să ai 1,2 milioane care strigă omenește, că așa nu se mai poate, sau poate să strige și să fie sloganul acestei mișcări: când se suie scroafa în pom.
cine tace nu e om. Și n-au cum să strige săracii că stau acasă, că le e frică. Și mie mi-ar fi frică. Vă spun, când am plecat încoace la București, mama mi-a zis, în momentele astea te gândiști să pleci, gândindu-se că pot păți ceva. Și atunci te temi. Eu mă tem și pentru studenții care sunt niște copii și sunt duși acolo. Că din cauza ăstor lați că n-au niciun fel de minte, pot să o pățească. Și eu spun încă un lucru, totuși, jandarmii, nu vorbesc de conducerea lor, eu vorbesc de jandarmul de rând, care are 12 milioane pe lună, care are și el copii de crescut. Hai să ne amintim că javră ordinară, ieși afară, a plecat de la poliții și de la jandarmi. Unii, mai mult de 10.000, au plătit cu posturile, cu salariile și au rămas pe drumuri. Nici la cei care au rămas nu le-a fost bine și nu le este bine în continuare. Nu cred că este normal ca să se bată unii cu alții când interesele până la urmă în particular sunt aceleași. Asta interesul cuiva este să apară jandarmi bătuți pentru a lua măsuri în forță și pentru a împiedica pe alții care sunt mai liniștiți de felul lor să vină în piață. Asta le-am spus celor care m-au săltat acum două seri din fața de jos de la Cotroceni. Le-am zis, bă băieți, voi nu faceți decât să-l apărați până norocitul care se cacă în capul vostru. Exact asta am spus. Dacă și puteți, ce spus? Iertați-mă. Reformula. Da, jegul care se cacă în capul vostru. Dacă puteți reformula... Da. Pun și o întrebare cât de cât logică. Mai există tunuri cu apă în dotarea jandarmerii? Doar în câteva clipe avem imagini absolut șocante. Vă spuneam... O, Doamne, înțeleg că este un om care, de acum are piciorul tăiat, un om cu piciorul tăiat, de acum a ajuns să se întâmple așa ceva, o să vedem. Cert este că par în momentul de față a fi două proteste diferite, cum spunea Mircea mai devreme. În piața Universității este un protest pașnic, în piața Unirii este o luptă de stradă pur și simplu între cei care s-au alăturat acestui protest și jandarmi. Imaginile din stânga sunt filmate cu puțin timp în urmă în zona Pieții Unirii. Imaginile din dreapta sunt în direct din Piața Unirii. În doar câteva clipe veți vedea imagini șocante. Pe teren avem cel puțin 12 camere de luat vederi. Cele mai multe dintre ele sunt conectate, se transmită în direct. Sunt și câteva camere de teren ce înregistrează și apoi difuzăm imaginile respective. La o astfel de cameră mobilă vom avea niște imagini șocante din locul în care au loc aceste bătăi. Da, nu știu dacă mai sunt tunuri cu apă în dotarea jandarmeriei, dar poate le interceptează telefoanele, că la asta cu siguranță ne pricepem în ultima perioadă. Da. Anul trecut că au avut fonduri pentru două și eu am întrebat pentru ce vă trebuie. Uite, spre exemplu, pentru Piața aici. Unirii, doamnă, mă gândesc că le-ar fi utile astăzi. Da. Sau nu e apă în cartier. Da, eu întreb de ce i-a arestat aseară sau i-a luat pe băieții aceștia care erau pașnici și pe ceilalți nu pot să ia.